Când te gândești la brandul Mercedes-Benz, îți vin în minte o grămadă de mașini de clasă mare, cu motoare puternice și scumpe. Într-adevăr, acelea sunt modelele care au sădit această imagine de brand premium, însă, din păcate, pentru majoritatea publicului larg, sunt niște modele intangibile, fiind foarte scumpe atât pe partea de achiziție cât și de întreținere. Sunt niște vehicule de nișă, așa că, cel puțin din punctul meu de vedere, adevăratele Mercedes-uri care au format imaginea de brand sunt acelea durabile și accesibile. Cobrele diesel, care merg și acum, le cad tablele de pe ele, dar motoarele merg în continuare alimentate cu aproape orice arde, au fost modelele Strichacht din seria W115 și 114 care au sădit această imagine de model premium accesibil, care însă putea să aibă prețul dublat de câteva simple opționale precum servodirecție, tapiserie din piele și un sistem de aer condiționat. Însă ulterior, gama a fost din ce în ce mai variată. Modelele W201 și W124 sunt probabil cel mai bine făcute din istoria brandului și au foarte multe opționale și acolo puteai să vezi deja sisteme electronice de asistență precum SP sau ABS care au fost dezvoltate de către Mercedes-Benz împreună cu Bosch și au fost duse la adevăratul rafinament mecanic, pentru că erau niște mașini over-engineered, făcute să dureze mult mai mult decât este o mașină făcută în prezent să țină și de aceea încă le vedem pe drumuri. Și mi se pare interesant că această clasă compactă a lui Mercedes a început cu modelul W201 în 1982, un model pe care am putut și eu să-l prezint mulțumită vouă urmăritorilor, cei care dețineți genul acela de mașini. Dacă stau să mă gândesc, împreună cu acest model am prezentat toată gama de Mercedes-uri compacte, pentru că am filmat inițial un W203, pe urmă am fost la o filmare cu un W202, pe urmă a fost W201 și ulterior am filmat seriile 204-205 și acum un 206. Și este interesant de văzut această evoluție pentru că ea a inclus o grămadă de motorizări interesante și o variație pe parte de caroserii. În timp ce la început Baby Benz-ul, așa cum era poreclit, nu se numea C-Class, venea doar într-o singură formă de caroserie, respectiv sedan, a ajuns ulterior să evolueze. Au apărut și versiuni coupe și versiuni cu spate scurt și brecuri și decapotabile și chestia asta continuă și în ziua de astăzi cu un model foarte interesant pe care îl prezint astăzi cât pot eu de detaliat, care se numește All Terrain, în sensul în care este un concept precum Audi are mașinile off-road și all-road, pardon, și precum Volvo are modelele cross-country. Adică merge pe ideea de a lua un break, de a-l înălța un pic, de a adăuga o caroserie mai musculoasă prin niște bandouri de plastic și de a face anumite adaptări mecanice și funcționale pentru ca mașina să fie într-un segment superior. Mi se pare că este destinată pentru cei care nu vor neapărat SUV, nu vor nici break, că li se pare poate plictisitor la aspect, dar vor totuși o mașină care să fie cât de cât capabilă pe un drum mai puțin pretențios. Un nămol, o zăpadă, unde trebuie cât de cât o gardă la sol și, în general, și o tracțiune integrală. Așa că, cam asta zic eu că este poziționarea acestei mașini. Ea stă la baza variantei clasice break, care de foarte mulți ani la Mercedes se numește T-Model, care înseamnă Turismus und Transport. Exact ceea ce cred că vă dați seama că înseamnă, nu mai trebuie să traduc. Iar inițial Mercedes nu făcea break-uri, ci le trimitea la niște carosieri externi. Abia generațiile de Cobra au fost primele care, de exemplu, au avut break-uri și de acolo tradiția a mers mai departe și o grămadă de modele din gamă vin în acest format. Clar, cele mai interesante break-uri rămân cele de la C și E-Class, care au avut o grămadă de inovații în trecut. De exemplu, venea un standard cu suspensii hidropneumatice pe puntea spate, pentru că se presupunea că sunt niște mașini cu care o să cari. Și implicit când le încarci, ar fi scăzut garda la sol, așa că suspensia aia ține garda la sol constantă. De asemenea, aveau încă un rând secundar de banchete în portbagaj, deci încă două locuri și au fost unele dintre primele mașini care au oferit 7 locuri. Și au mai avut ceva interesant, care se află și pe mașina asta, și anume prima închidere și deschidere electrică de portbagaj. Mai exact, în prima fază era doar o închidere electrică, în ideea în care mașina era închisă ermetic și dacă, să zicem, stăteai într-un cartier de case și trânteai acel haion, ai fi produs un zgomot destul de deranjant, așa că s-au gândit să electrifice închiderea și totodată au făcut-o și practică pentru că te ajuta atunci când veneai cu bagaje. O opțiune care poate astăzi pare atât de banală și la o simplă
configurare încât nu ți se mai pare atât de interesantă. Și unde a inovat într-adevăr E-Class-ul în perioada respectivă a fost că a fost primul model care a venit cu un sistem de tracțiune integrală care există și astăzi într-o formă mecanică diferită, anume 4MATIC. Acest sistem este dezvoltat împreună cu faimosul producător Magna Powertrain și de aceea primele iterații de Mercedes-uri, inclusiv W210 cu acest sistem, erau fabricate în întregime la fabrica de la Steyr din Austria. Pentru că, în continuare, din punctul meu de vedere, Magna este lider suprem pe ce înseamnă tracțiuni integrale și, în continuare, componentele acestor mașini, diferențiale, casete de transfer, arbor, cardanice și așa mai departe, sunt făcute de către Magna. Însă mașinile nu mai sunt asamblate în mod special acolo. De exemplu, aceasta, deși conține un sistem de tracțiune integrală fabricat și conceput de Magna, este fabricată la Bremen. Lucrurile au evoluat, însă este interesant de văzut cum toată povestea asta evoluează. Și evident că este o mașină nouă, vine cu foarte multă tehnologie în plus față de modelele anterioare, dar îmi place că au adaptat-o, au făcut-o cumva mai sumară, deși nu pare, în sensul în care, deși ai un configurator larg de opțiuni, nu mai sunt chiar atât de multe niveluri de echipare, sunt mai mult niște ambianțe, adică tu ți alegi un format, cam cum vrei să arate pe afară, cum vrei să arate înăuntru, cam ce tip de confort preferi, ce linie de design și îți creionezi tu mașina proprie. Și chestia asta e foarte ușor de observat în configurator, care în ultimul rând e unul foarte variat, având o grămadă de pachete și opțiuni individuale și trebuie să stai probabil cel puțin 2-3 ore sau să ai ajutorul unui consilier de vânzări ca să poți să configurezi o asemenea mașină așa cum trebuie. Mașina din dreapta mea are câteva aspecte interesante tehnic, pentru că este un all-terrain, vine doar în configurație 4x4, all-wheel drive, cum vreți să-i spuneți, adică se mișcă toate cele 4 roți la nevoie. Și asta înseamnă că e o nișă puțin mai limitată. În mod normal, seria W206 conține mai multe formate de caroserie și până la 11 configurații de motorizare și tracțiune. Adică o să vedem sedanuri, o să vedem T-modeluri și aceste all-terrain-uri și în curând și niște variante decapotabile. Cele 11 motorizări sunt toate de 1,5, maxim 2 litri și diesel și benzină cu tracțiune spate sau integrală doar cu cutie 9 G-tronic. Și chestia asta a îngustat puțin gama față de modelele anterioare, pentru că este primul Mercedes C-Class care are doar motorizări de 4 cilindri în linie și 2 litri maximal, inclusiv viitoarele modele AMG, care vor avea un motor M139 cu o turbină interesantă cu un ax electric care derivă din tehnologia de Formula 1, dar ăla este un cu totul alt model, care va avea însă o electrificare interesantă, în sensul în care ambele punți pot fi antrenate pur electric, motoarele fiind plasate undeva în zona din spate și nu neapărat în transmisie, și asta înseamnă că o să vedem niște dinamică interesantă, chiar dacă vorbim doar despre un motor de 2 litri. Și să nu uităm că motorul M139 dezvoltă totuși 420 de cai aproximativ și în prezent este cel mai puternic motor de 2 litri aflat în producție, până să vină Koenigsegg, evident, care va produce o variantă în 3 cilindri cu vreo 620 ceva de cai. Dar asta nu este o mașină a superlativelor și a extremelor, ci este o mașină de zi cu zi, care însă este suficient de confortabilă și luxoasă cât să-ți ia ochii și să-ți facă o impresie plăcută, oricât de hater al unui anume brand ai fi. Te simți bine în ea, se conduce plăcut, consumă puțin, dar fiind o clasă premium costă mult. Acest model are un preț de aproximativ 68.000 de euro, preț de listă nenegociat, fără rabla, fără etichete și așa mai departe. Iar gama aceasta conține două modele, un C204-matic și un C220D4-matic. Ele au prețuri începând de la aproximativ 54.400 aproximativ pentru varianta pe benzină și 56.900 pentru această variantă diesel. Ele sunt în medie cam cu 10.000 de euro mai scumpe decât variantele C-Class normale, nu break, pentru că vin în plus cu mai multe opționale, sunt 4x4, au motoarele puțin mai mari. Că dacă să ne uităm la motorizări, puterile încep de pe la 122 de cai. La aceste ambele modele au aproximativ 200 de cai. Deci creșterea de preț nu e numai din faptul că are niște bandouri și că arată puțin diferit. Și e interesant dacă te uiți la noul C-Class, care are mai multe tipuri de aspect. De exemplu, ai 3 tipuri de echipări și 2 grile.
aceasta este creionată în jurul echipării Avantgarde. Dacă însă ai alege un model sedan și te duce pe echiparea AMG Line, vei observa că bara față arată complet diferit, în timp ce farurile sunt identice. De asemenea, acest model are și niște modificări tehnice. Are suspensia înălțată cu 4 cm, e mai lung cu vreo 4 mm și are niște întărituri pe brațe. Adică asta înseamnă că tot ce înseamnă pivoți și capete de bară sunt puțin ramforsate, pentru că se presupune că o să mergi cu ea și în zone mai puțin prielnice. Și per total, față de W205, a cărui prezentare recent o găsiți pe canal, a crescut în toate dimensiunile, mai puțin înălțimea, în sensul în care mașina a fost făcută puțin mai așezată, dar e mai lungă cu 10 cm, e mai lată, portbagajul a rămas la fel, însă a crescut simțitor spațiul în interior, adică loc la genunchi, loc la coate, loc la cap, mult mai multe opționale față de varianta standard, mai puțin anumite chestii, cum ar fi, de exemplu, suspensia pneumatică Airmatic, care a fost scoasă din ofertă pentru că undeva la 6% din totalul mașinilor au fost comandate cu aceasta. Așa că producătorul a ajuns la concluzia că nu e o opțiune dorită. Însă, cei care vor opta pentru versiunile plug-in hybrid, care vor veni cu niște baterii de capacitate foarte mare, jur de 25 de kWh, vor avea evident o greutate sporită și atunci ambele, fie că sunt benzină sau diesel, vin în standard cu suspensie Airmatic pentru puntea spate, ca să se păstreze acel nivel de înălțime, fie că vorbim de sedanuri sau de break-uri. Așa că o să vedeți și motorizări diverse în viitor, dar în prezent, gama generală de C-Class conține niște motoare de 1.5 turbo pe benzină de 170 sau 204 cai, niște motorizări pe benzină de 2 litri care se duc până la 258 de cai, iar la diesel există doar un motor de 2 litri, însă în funcție de anul când a fost comandată mașina și de varianta de putere, vin cu diverse variante, o turbină cu geometrie variabilă, una cu geometrie variabilă și una cu geometrie fixă sau două turbine ambele cu geometrie variabilă. Sub această capotă se află cea mai nouă iterație de OM654, un motor care are cilindrea crescută de la 1950 de centimetri cubi pentru motorul care a fost prin anul 2016 la 1993 de centimetri cubi prin faptul că s-a lungit alezajul cu 2 mm. Și este un motor care a fost mild hibridizat intens, în sensul în care are o curea simplă de accesorii care mișcă doar o pompă de apă, iar compresorul de aer condiționat a devenit electric și are un starter alternator demaror care a fost mutat în cutia de viteze și el este produs de către Mitsubishi Electric, având în vedere alianța pe care producătorii o au. Și aflându-se în cutia de viteze, totul este mult mai compact acolo. Cablaje, sisteme de răcire, deci nu mai are nici pe volantă, nici pe curea de accesorii. Și chestia asta s-a întâmplat și la motorul M254 pe benzină. De asemenea, tracțiunea 4MATIC a fost optimizată, a scăzut în greutate, are un diferențial central de tip deschis care însă are un control pe alunecare limitată cu ajutorul unor mecanisme electronice și el în standard repartizează până la 45% din cuplu pe puntea față și până la aproximativ 55% din cuplu pe puntea spate. Deci nu are o repartiție exactă, dar rețineți, este un diferențial central. Și de asemenea, pe puntea față și pe spate, mașina are niște diferențiale de tip deschis, care însă pot fi controlate cu ajutorul sistemelor de frânare, care frânând roțile independent prin sistemul ESP și ABS, pot obține un efect de LSD, de alunecare limitată sau de blocant. Așa că e o mașină care se va comporta admirabil pentru ceea ce este ea făcută. Nu este un G-Class să te duci cu el la stână, cu trei blocanți și tot felul de brațe și suspensii care sunt gândite pentru off-road, ci este o mașină făcută să te transporte la o cabană, pe un drum puțin mai cu mâzgă, cu mâl, adică chestii de zi cu zi pe care poți să le întâlnești în drumurile normale. Și ce mai îmi place la mașină este că vine cu foarte multe dotări interesante pe parte de tehnologie. Ai o realitate augmentată pe navigație, vine cu un update pentru sistemul MBUX și aici se vede la head-up display, la calitatea și rezoluția ecranelor, mai multe tipuri de piele pe interior, are o funcție extinsă de easy entry, având și volanul reglabil electric și spătarul cu niște sisteme foarte interesante de masaj. De exemplu, când conduci mașina, poți să alegi un program în care scaunul se mișcă ritmic din reglaje și asta înseamnă că îți lucrează toți mușchii și nu obosești la volan. Și inclusiv când pliezi banchetele, vei observa cum spătarele scaunelor se duc în față pentru a face loc acelor spătare.
Cine la un break alege să comande cui, așa cum este și la această mașină, va primi automat un sistem de asistență pentru remorcă. Deci poți să dai mașina cu spatele doar din ecran, fără să trebuiască să mai faci tu manevrele pentru a gara acea remorcă la un loc de parcare aflat la 90 de grade pe lateral, de exemplu. Și un progres iarăși major se reîntâlnește în zona farurilor, pentru că împrumută tehnologia folosită de S-Class, și anume Digital Light. Adică, practic, farurile astea sunt ca niște proiectoare de calculator. Ele pot să scrie la propriu pe șosea și să-ți trimită indicații în legătură cu sistemul de navigație. De exemplu, dacă conduci și apare un blocaj, o zonă de lucrări, mașina recunoaște acele indicatoare și îți creionează cumva traseul în jurul lor cu ajutorul unor ghidaje de pe șosea. Și chestia asta este realizată cu ajutorul unor LED-uri care proiectează acea lumină pe suprafața unor oglinzi, în sensul în care respectivele oglinzi sunt de ordinul nanomilimetrilor. Sunt 1,3 milioane de oglinzi care se mișcă individual în fiecare far, deci ai o rezoluție de 2,6 milioane de pixel, mult peste ceea ce poate să vadă în esență ochiul uman. Și abia aștept să vină seara ca să pot să testez respectivele faruri, pentru că sunt ceva de referință în această industrie. De asemenea, ce se mai poate vedea pe parte de tracțiune este faptul că a păstrat layout-ul de suspensie independent atât pe față cât și pe spate, un sistem cu 4 brațe pe față, adică practic este un double wishbone, două brațe inferioare, o basculă superioară și un braț vertical, iar în spate vom regăsi 5 brațe independente multilink. Însă nu este folosit atât de mult aluminiu la ele precum la S-Class, de exemplu, dar asta este bine totuși, pentru că nu vor fi la fel de scumpe atunci când le va veni vremea pentru înlocuire. Mașina are însă multe alte chichițe care se văd în timp ce o conduci. Așa că în prima fază hai să deschidem capota să povestesc un pic despre motor și să arătăm interiorul, care este din punctul meu de vedere delicios, pentru că are un stil minimalist, dar fără să fie atât de liniar precum al altor modele, cum este Tesla, de exemplu, care e plină de tehnologie. Probabil Mercedes s-a inspirat de acolo cu layout-ul tabletei centrale, care, apropo, vine în două mărimi, adică ai atât ecranul de bord cât și tableta centrală, care sunt orientate spre șofer la un unghi de 6 grade, pe două mărimi, în funcție de nivelul de echipare pe care îl alegi. Din fericire, mașina asta le are pe cele mai mari, are și head-up display și acele faruri adaptive, are o trapă interesantă, scaunele reglabile electric cu încălzire și cu o funcție foarte extinsă de masaj. Toate acele sisteme de augmentare virtuală pentru sistemul MBUX, deschidere electrică pentru portbagaj, un cui de tractare, niște jante cu dimensiuni generoase care sunt mai mari decât vehiculul în standard, această gardă la sol mărită și câteva alte detalii infime care se vor vedea la interior. Aceasta este cea mai nouă variantă de motor diesel de 2 litri de la Mercedes. El se numește OM654M de la Mild Hybrid. Și este o dezvoltare ulterioară a lui OM654, apărut undeva în jurul anului 2015. Inițial, acea motorizare era în variante de 1.6 și de 2 litri, care funcționau împreună pe o grămadă de modele și pe E-Class și pe C-Class-ul de la acea vreme. Variantele de 1.6 au înlocuit vechea motorizare OM626, care de fapt este un 1.6 DCI de proveniență Renault, care avea 116 sau 136 de cai și echipa C-Class-ul W205 în variantele alea 180D și 200D între anii 2018 și 2020. Acest motor nu are absolut nicio legătură cu Renault, deși se împart anumite tehnologii comune, cum ar fi faptul că are bloc de aluminiu, dar pistoanele sunt din oțel. O chestie care la Renault a apărut prima dată. Motorul ăsta, în esență, poate fi găsit în o grămadă de variante de putere între 122 și până pe la 272 de cai, dar cea mai slabă și cea mai puternică variantă încă nu au fost lansate. Cea mai slabă o să apară și pe C-Class în formatul 180D, iar cea mai puternică va fi pe faceliftul de la GLE, care o să apară acum în 2023 aproximativ. Iar în funcție de varianta de putere o să se regăsească diverse tipuri de turbine, presiuni de injecție, adică e un motor dintr-o familie, dar diferă destul de mult felul cum sunt construite. Această motorizare este o dezvoltare în sensul în care nu mai are 1950 de cm așa cum avea celălalt motor, ci are 1993 de cm cubi, i s-a lungit cursa pistonului cu 2 mm, are un arbore cotit nou, și mai ales s-a umblat la partea de mild hybrid. În trecut, la apariție, avea acel alternator generator pe 48 de volți montat pe cureaua de accesorii.
Ulterior, el a fost mutat pe volantă pentru motorizările pe benzină M254, care sunt construite cumva la comun cu acesta, iar acum beneficiază de sistemul ESG de generația a doua și motorul acela electric, alternator, demaror, generator, cum vreți să-i spuneți, a fost mutat în transmisia nouă G-tronic, deci el face parte din clopotul cutiei de viteze, nu din motor, și în felul ăsta, tehnic, ar putea să fie un hibrid, în ideea în care ar putea să miște mașina pur electric, dar nu este setat să facă chestia asta. Și e clar că au făcut treaba asta pentru modularizare și pentru a economisi materiale, pentru că plasând computerul, motor, cablajele, sistemele de răcire pe cutie, scurtezi acele trasee și nu mai ai nevoie de atât de mult material. După cum se poate vedea, nu vezi niciun cablaj de înaltă tensiune în zona asta. Este un motor care are sistem electric pe 48 V. Mașina are însă separat un circuit pe 12 V pentru lumini, interior, ecrane și așa mai departe, dar motorul de sine stătător funcționează pe 48 V, nu pe 12. Și împreună cu variantele de benzină 2 litri și diesel și benzină de 3 litri, sunt primele care au venit cu asemenea inovații. Practic, motorul de sine stătător, în ceea ce vedeți aici în filmare, are 200 de cai și 440 de Nm. Însă, la o scurtă perioadă de timp, el poate fi electrificat, în ideea în care motorul acela alternator-generator participă cu încă 20 de cai și 200 de Nm. În trecut erau 20 de cai și 180 de Nm, iar pe variațiunile de 6 cilindri în linie are un aport de 22 de cai și 250 de Nm aproximativ, deci sunt doar niște nuanțe, chestiuni de setare diferite. Motorul este construit integral din aluminiu, baie, bloc și chiulase, evident cu niște nuanțe diferite de aliaj, și are o distribuție pe două lanțuri care se află în partea din spate, deci va fi și asta cu tristețe atunci când o să aibă 10 ani și 500.000 de kilometri. Un lanț mic se ocupă de antrenarea pompei de ulei plus pompa de vacuum și el este antrenat de către un lanț mai mare care se află tot în partea din spate, care practic e mișcat de arbore, trece peste o rolă intermediară de unde coboară încă un lanț, iar la intersecție unde se află acea rolă, fix rola respectivă, mișcă pompa de înalte de la Bosch, care produce o presiune de 2700 de bari. De la pompă în jos, lanțul respectiv mișcă pompa de ulei cu cea de vacuum, iar lanțul mare continuă peste încă o rolă intermediară, care la rândul ei are un pinion ce face legătura cu cele două pinioane în contrarotație ale celor doi arbori cu came. Deci, practic, ai un lanț de distribuție mult mai scurt decât se întâmpla înainte și nu mai sunt atâtea pinioane cum erau la OM651, însă rămâne, mă rog, complexitatea distribuției de la partea din spate. Pompa de ulei este cu debit variabil și furnizează și ulei pentru acele jeturi de răcire ale pistoanelor, care pistoane conțin și niște canale cu sodiu pentru a fi răcite, similar cu cum se întâmplă la supapele de evacuare pentru a disipa mai bine acea căldură, iar cei doi arbori cu came care se rotesc în contră mai au ceva interesant. Pe partea de evacuare se află sistemul de distribuție Camtronic, care are două poziții de lucru pe adâncime. Și în felul ăsta, la pornire, o parte din gaze se reîntorc în motor și în felul ăsta se încălzește mai rapid și e mai eficient. Este, zicem așa, un soi de ciclu hibrid, cum se întâmplă la benzină cu acel sistem Atkinson. Și BMW a implementat recent același lucru. Valvetronic-ul a început să apară și pe arborele cu came de evacuare la motoarele B58 noi. Pe urmă, pe partea de curea de accesorii, în cazul de față este una singură mică care mișcă doar pompa de apă mecanică ce se află undeva în zona asta a motorului, însă pe varianta mai puternică de 265 de cai inclusiv pompa de apă este acționată electric, iar compresorul de aer condiționat a devenit acționat electric pe motoraj de 48 V. La lansare acest motor avea curea de accesorii completă cu toate alea situate pe ea, dar pentru hibridizare a fost eliminată chestiunea asta. Și în zona de supraalimentare sunt niște chestiuni interesante. Când a apărut, versiunea slabă de motor avea o singură turbină cu geometrie variabilă. Pe urmă au apărut două turbine, dintre care doar una avea geometrie variabilă și le-am văzut și în variante foarte slabe de putere, respectiv la Vito, pe care l-am filmat la Galați, la Cembus acolo, care avea aproximativ 136 de cai, dar totuși erau două turbine, una cu geometrie fixă și una cu geometrie variabilă. Iar cea mai puternică variantă
Cea de 265 de cai are două turbine, ambele cu geometrie variabilă și cu carcasele răcite. Acest motor, produs până în septembrie 2021, are o singură turbină pentru variantele de 122, 163 și 200 de cai. Începând cu septembrie 2021, chiar și variantele de 200 de cai au două turbine, deci practic este o variantă detunată pe două turbine, dar asta pentru că este produs acum câteva luni, vine cu o singură turbină, cu un actuator cu geometrie variabilă care se poate vedea în toată partea asta și interesant e că toate aceste elemente sunt și răcite pe ulei, dar și pe antigel. Au toate conductele astea în zonă și asta înseamnă că teoretic vor fi destul de fiabile în timp. Avem și twin dosing, adică două catalizatoare cu filtre de particule, cu injecție de AdBlue, tot felul de senzorile sunt plasate foarte aproape de motor, unul vertical și unul longitudinal. Iar traseul de alimentare pe admis este și el destul de complex, dar simplificat, în ideea în care nu mai are intercooler în bară. Deci este cu charger cooler și el se poate vedea pe partea asta laterală, adică intercooler cu lichid. Aerul intră pe aici, trece de zona asta de filtru, se duce în zona turbinei sau turbinelor, depinde de variantă. Turbina comprimă respectivul aer, îl trece pe după motor și acolo el intră direct în acel intercooler care ulterior face legătura cu galeria de admisie din plastic. Și este interesant că mașina are două sisteme EGR, și de joasă presiune și de înaltă presiune. Ambele sunt cu răcitoare și unul din răcitoare pentru înaltă presiune este plasat aici în partea din față. Are supapă electrică de EGR și supapă vacumatică pentru oprirea răcitorului. Iar pe partea din spate este un răcitor oarecum identic la aspect, dar care are doar o singură supapă electrică, fără din asta de vacuum, pentru sistemul de joasă presiune, adică cel de înaltă presiune. Prin tubulatura asta scoate din galeria de evacuare, răcește sau nu și bagă sau nu în galeria de admisie prin acest traseu. Iar cel de joasă presiune ia gazele de după filtrul de particule și toate filtrele astea pe aici cu AdBlue catalizatoare, deci gaz curat cum ar veni, îl bagă în acel răcitor sau nu și ulterior îl reîntoarce printr-o tubulatură în partea de sus de aici la admisia în turbină. Aceste sisteme funcționează în principiu, cel de înaltă presiune doar în sarcină și până la 60 de grade la pornire, iar cel de joasă presiune este baza care merge tot timpul, aproape, cel puțin după ce s-a încălzit motorul. De asemenea, sistemul de injecție a mai suferit niște modificări, în ideea în care presiunea a fost crescută la 2700 de bar, sunt injectoare pe solenoid care se pot vedea sub buretele astea de aici, unde se află și rampa comună, pompa de injecție se află pe distribuție în partea din spate și aici mai putem vedea un element care trebuie observat în viitor și îngrijit, respectiv epuratorul de gaze Carter cu acea supapă. Foarte ieftin de schimbat și simplu, dar dacă se înfundă, fac ravagii în motor. Alt aspect interesant este dualitatea sistemului de răcire. Sunt două vase de antigel, unul în această parte și unul aici, în timp ce în trecut, chiar dacă motorul avea tot un sistem dual de răcire, avea un singur vas de antigel. Practic cel mare pentru motor se ocupă de răcirea motorului și a chiulasei și de răcitoarele EGR și de radiatorul din habitaclu, iar sistemul de joasă temperatură se ocupă de răcirea charger coolerului, acelui intercooler cu lichid, și a răcitorului de pe cutia de viteze. Și suplimentar pentru toate aceste două sisteme, există două pompe electrice. Una care se ocupă de recirculare antigelului prin sistemul de joasă presiune, temperatură de fapt, de intercooler cu răcitor cutie cu un radiator propriu și încă o pompă electrică ce ajută pompa mecanică să recircule respectivul antigel în funcție de sarcina motorului. Termostatele sunt de asemenea controlate electronic pentru a avea o gestiune computerizată. Și pentru ca sistemul EGR să funcționeze corect, are parte de o clapetă de control atât pe partea de admisie, cât și undeva pe traseul evacuării în spate, ca să poată să facă acele diferențe de presiune. Și fiind totuși un diesel, deci cu componente mai grele decât o benzină, are și doi arbori de echilibrare contrarotativ, care sunt antrenați direct de un pinion în zona volantei. Și ei se rotez la de două ori viteza arborelui cotit pentru a anula acele vibrații de ordin secundar, adică țopăia la motorului, care se întâmplă în general la 4 cilindri. De asemenea, sistemul de răcire mai include și acele dozatoare de AdBlue,
care nu trebuie să înghețe sub nicio formă, deci toate conductele, rezervorul și injectoarele astea fac parte din sistemul de răcire și suplimentar există un încălzitor electric pentru filtrul de motorină, ca să nu se cristalizeze eventualele picături de apă care mai poate să ajungă în zona respectivă, iar în viitor și catalizatorul va primi încălzire electrică pentru a respecta probabil normele Euro 7 care se vor impune. În linii mari, cam ăsta este motorul, e o dezvoltare pe baza celor care au fost înainte, dar este făcut mai modular și se pare că la anul, odată cu GLE-ul care va primi acel facelift tehnic, o să apară și OM656M, care va avea o cilindre mărită și el, de exemplu 1950 4 cilindri, 2925 6 cilindri. Ăsta va fi 1993 în 4 cilindri și probabil vreo 2990 și ceva pentru varianta în 6 cilindri, deci o să vedem puteri mărite și acolo. Și ce mai este interesant la acest motor este că e cuplat la o transmisie bună, respectiv 9G-tronic, care are 10 componente interne pentru 9 trepte, în timp ce 7G-tronic avea 11 componente interne pentru 7 trepte. Are 4 dispozitive de tip planetar, 3 dispozitive de tip ambreiaj plăcuțe și 3 dispozitive de tip frână. Pentru a putea selecta toate acele viteze, se păstrează și treaba aia cu două viteze de marșarier în funcție de modul de condus, dacă este eco sau sport. Și chestia asta e puțin insesizabilă, dar din punct de vedere tehnic există acolo. Și ca să închei, tot pentru eficiență, beneficiază de stratul acela nanoslide care este pus pe pereții blocului în interior, în zona cămășilor, iar variantele pe benzină au și honuire de tip conic shape, adică arată fix ca o trompetă, diametrul cămășii este mai mare la bază față de vârf, pentru că atunci când motorul se dilată la temperatură mare să fie un cilindru perfect, o chestiune pe care o practică și BMW-ul, dar nu o numește în acest fel. Ăsta a fost motorul, cred că am vorbit oricum mai mult decât era cazul, dar am zis că să detaliez tehnic fiind totuși ceva nou și mai ales că am făcut un intro puțin mai scurt la mașină, n-a durat chiar jumătate de oră. Hai să trecem acum la ceea ce cred că interesează pe cei mai mulți, respectiv cum trăiești cu mașina asta, adică interiorul. Câteva curiozități până să închid capota. Aici putem vedea în spate bateria mild hybrid de 48V cu cablajele alea MOV, adică este o baterie pe litiu-ion, plus borna de pornit mașina. Bateria mașinii se află în portbagaj în partea din spate, iar aici avem sistemul convențional de frânare cu booster pe vacuum, care este alimentat de pompa de vacuum de pe zona de distribuție. Are niște culori destul de interesante în configurator. Unele sunt de tip manufactură, adică sunt mai scumpe, undeva în jur de 1300 de euro, dar și variante fără perlă sau cu perlă, diverse culori se găsesc, cred că cu totul vreo 10-11 variante. Iar acesta fiind bazat pe Avantgarde, are o singură formă de grilă. Am explicat deja în partea de intro că pot să fie mai multe variante și are și pachetul acesta Shadow, care include niște ornamente mai lucioase sau negre închise la culoare și pe interior se întâmplă același lucru. Adică practic poți să configurezi exteriorul mașinii fără legătură cu interiorul, dar cumva la gama all-terrain ești mai limitat pentru că e un model de sine stătător și nu are aceeași varietate de configurație față de modelele standard. În esență e break-ul lor supraînălțat și cu bandouri, asta este esența mașinii și fix această mașină vine totuși cu opționale în valoare de vreo 10.000 de euro, cum ar fi sistemul MBUX, Distronic, niște pachete suplimentare pentru stocare, volan, scaune încălzite cu masaj, cârlig de tractare electric, camere 360, haionul ăsta cu deschidere electrică, tot felul de moduri de condus, geamuri și lunetă care sunt fumurii. Un sistem de sonorizare intermediar, contra 1300 de euro poți să alegi și Burmester, evident, care se aude clar cel mai bine din toată gama. Keyless entry, keyless go, climatizare termotronic pe 4 zone, parcare automată, farurile astea LED adaptive care sunt ca niște proiectoare, așa cum am explicat, oglinzi heliomate și multe alte chestiuni care se văd oricum în lista de configurare de pe site. Nu însă cea mai cea echipată posibil, dar cu siguranță veți vedea că este peste medie ca nivel.
Iar la portbagaj am sesizat niște chestiuni interesante. Deschidere-închidere clasică cu picior din telecomandă la buton, cu două butoane proprii în partea asta de aici. Avem odată deschiderea cârligului, care este făcută în mod manual, în sensul în care deblocarea lui este electrică, dar închiderea se face în acest fel. Și îmi place că au integrat acest oblon cu închidere electrică, adică la închiderea și deschiderea haionului, și oblonul acesta culisează, dar îl poți oricum scoate în acest fel. Are și un pachet suplimentar cu această plasă, care poate fi ridicată și prinsă fie aici în față, fie undeva în zona din față la picioare, se poate detașa cu totul și se poate ancora. Iar banchetele de asemenea se pot plia cu iale electrică și e interesant că la acționarea lor scaunele din față se culisează electric în față ca să facă loc acelor banchete. Spații de depozitare în partea asta de aici cu ceva elastic neopren de prindere. Avem și un spațiu suplimentar de depozitare aici cu o lădiță ca un organizator care poate fi scoasă. Deci practic avem un spațiu de vreo 490 de litri. În formatul acesta, care crește la 1510 dacă se pliază banchetele. Și ce mai mi se pare interesant este că au păstrat o mochetă de bună calitate pe partea asta de capitonaj aici. Iar închiderea electrică e interesantă pentru că are pistonul de acționare în tavan, nu este la vedere să plouă pe el. Evacuările nu sunt la vedere. Probabil doar la modelul AMG va fi acest lucru. Iar aici avem clasicul rezervor cu AdBlue. În zona din spate, keyless entry, care funcționează pe toate mânerele, și închis și deschis. Deci nu trebuie să mângâi clanțele din față pentru partea asta. Iar interiorul este echipat cu o piele Artico, adică Artificial Cow, este o mușama sintetică, cum vreți să-i spuneți, care are un preț de aproximativ 600 de euro și poate fi cuplat cu mai multe culori. Există însă și opțiuni mai scumpe, cum ar fi o piele naturală simplă sau napa, care pot să te ducă peste 2000 de euro ca preț. Însă îmi place culoarea care este dată și faptul că păstrează materiale bune, totul este moale la atingere, chiar pare piele reală când te uiți la ea, are inclusiv textura aia de amprentă. N-are un miros anume, nu mi se pare că e un material atât de pretențios, poate chiar mai reușit decât pielea. Singura chestie e că fațeta asta este din plastic tare, în timp ce la alte modele din gamă sau branduri vei regăsi un plastic moale și în zona asta de jos, și că nu are iale electrică pentru închiderea siguranței de copii, doar geamurile se închide la acel punct, dar per total e o lucrătură destul de bună. Aici, dacă de exemplu trag de această manetă, vom observa cum scaunul față a culisat un pic pentru a face loc. Poți să faci chestia asta și din portbagaj. De aici plasa asta se poate scoate și muta. Inclusiv segmentul central al banchetei se poate da la o parte, însă are o clemă în partea din spate de aici. Deci vei putea să transporti schiuri. Am și făcut de fapt chestia asta cu mașina asta când am luat-o, pentru o scurtă distanță. Iar unde se vede un progres este locul în partea din spate. Mi se pare că e mult mai mult loc decât la generația anterioară și observăm că spătarul este simțitor în spate față de montantul B. Iar în zona de aici avem niște spații de depozitare, climatizarea pe 4 zone care are reglaj pe ecran, două zone separate de auto și direcții și tot ce vrei, opțional pot fi și încălzite aceste scaune, iar cotiera centrală are un suport dublu de pahare cu care m-am chinuit un pic, pentru că la prima apăsare îl face doar așa. Și aveam impresia că se monta ceva pe aici. Aici poți să pui, de exemplu, niște telefoane și tragi, nu se întâmplă nimic. Trebuie, de fapt, să mai apeși încă o dată și putem vedea un mecanism din ăsta inutil de complicat pentru pahare, chestie care se va putea vedea și în zona din față. Are inclusiv un spațiu de depozitare în partea asta de aici, numai că nu regăsesc niște porturi USB în această zonă, nici în zona de cotieră nu văd, de petieră, pardon. Și putem vedea că au o acționare interesantă și o să vedem că sunt și electrice cu niște organizatoare noi. Reglajul pentru fluxul de aer în partea aceasta, iar trapa este cu două segmente. Două obloane, însă doar cel din zona din față se deschide, iar aici avem și o zonă cu lumină de citit, cu un buton propriu și un inel de prindere. Cam atât pe partea asta. Și ce mai mi se pare interesant, că au niște mânere profilate,
care se apucă foarte bine, inclusiv de partea asta, nu produc greieri. Au comenzile de geamuri în partea asta, dar lasă un pic mai mult spațiu și nu te îngrămădesc în zona picioarelor. Cu mică indulgență, aș putea să spun că inclusiv pe zona centrală se poate sta ok, având în vedere că dacă eu la 1,90 am loc, cred că are loc destul de multă lume, dar evident că rămâne totuși o clasă compactă în zona asta a picioarelor. Cam asta ar fi ce e pe aici. Chedere, rame de plastic peste tot, clar foarte bine antifonată mașina, nu ne facem iluzii în sensul ăsta. Și îmi place că au păstrat segment moale inclusiv în partea asta ce nu este o fișă de plastic. Aici este însă plastic pentru că nu face parte din banchetă. Dacă în trecut ne uităm la mașină, o vom vedea cu canapelele sunt până în partea asta exterioară. Cam atât. În partea din față comenzile sunt mutate pe ușă și au devenit tactile, în ideea în care fix piesele astea au un oarece joc calculat, însă de fapt doar trebuie să le atingi. Adică la o simplă apăsare de buton, o atingere, putem vedea cum comenzile oscilează. Inclusiv tetiera este cu reglaj electric sus-jos. Dar dacă vine unul mai meltean așa și nu știe despre ce e vorba, o să tragă aiurea de butoanele astea. Rezultatul va fi același, pentru că tu odată ce l-a atins, ca unul se mișcă, dar tins să tragi mai tare de el. Și trei memorii și încălzire și opțional ventilație, spații de depozitare cu secret pouch aici în partea din spate și suplimentar pe zona de șezut sunt patru reglaje de lombar, iar inclusiv acest segment poate să scurteze și să lungească șezutul, exact așa cum se întâmpla în trecut la variantele acelea de S-Class W140, se poate vedea perna cum acționează. Și oricum le-ai setate pe memorii și automat nu vei avea probleme de confort cu aceste scaune, spun eu. Se poate vedea din meniu suplimentar că mai au și niște alte funcții pe care o să le arătăm. Odată intrat în mașină, stai foarte bine. Consola e destul de cuprinzătoare. Are o zonă din plastic tare aici. Ar fi fost interesant să fie posibilitatea să o configurezi și cu material moale. Dar e interesant cum au făcut cu restul. Piano Black-ul ăsta mie nu-mi place. Nu-i vorba că n-arată bine, ci știm cu toții că se zgârie ușor. Însă ai posibilitatea să alegi trei tipuri de console centrale, care sunt ori cu aspect lucios, ori cu aspect mat sau cu aspect metalic. Și inclusiv ornamentele astea care sunt din lemn real, de nuc sau frasin, de exemplu, sunt configurabile, deci ai mai multe tipuri de colorit și de interior, ornamentele de asemenea și chiar este lemn real cu furnici, se simte foarte plăcut. Aici la fel material moale, aceste grile care sunt luminate interesant, se văd mai ales noaptea, oglindă cu închidere heliomată, inclusiv cele laterale sunt așa, oblonul și trapa se controlează de la acest slider care însă poate fi și apăsat, nu trebuie neapărat să dai cu degetul peste el. Și probabil ce ar mai fi fost interesant să fie avut un suport de ochelari. Asta este noua tabletă de dimensiune mare, cea care este mai mică are un contur identic, însă zona de climatizare este cu butoane tactile, nu este cu ecran. Și practic ecranul este 2/3 din cât îl vedeți pe acesta. Are și niște taste suplimentare pentru volum, control, buton avarii, setări, mașină. Și aici foarte important, seamănă cu ce era la BlackBerry, ai posibilitatea de a configura senzor pe amprentă și asta înseamnă că vei putea să faci achiziții cu degetul direct pe acel senzor, nu mai trebuie să folosești telefonul sau să stai la calculator și poți debloca anumite funcții suplimentare ale mașinii cu sistemul Mercedes Mi. Și e interesant că vei putea controla dispozitive de la Samsung, Bosch și inclusiv dispozitive Amazon Alexa, adică îți vei putea conecta casa, de exemplu, la mașină și să ceri anumite chestiuni prin intermediul sistemului MBUX. Consola asta are un spațiu foarte mare de depozitare aici. El, propriu zis, ca loc, are aici un suport dublu de pahar, care are niște flapsuri reglabile și tot acest element poate fi detașat, are o clemă în partea din spate de aici și dacă tragi cu totul de ea, iese și ne arată o tăviță la o parte care are și ceva conectivitate NFC, iar aici intră telefonul, este încărcător wireless cu ventilație și în partea din față acolo este și un stick. Nu e neapărat foarte practică consola asta prin felul în care se prinde, dar văd că cu o mână reușesc.
Segmentul acesta se deschide, două porturi USB, capitonaș în partea aceasta de aici. Și de asemenea torpedoul are o deschidere lentă cu două etaje pe aici, nu regăsesc însă să fie și ventilat și este dintr-un material mai tare. Iar închiderea se face la atingere și e interesant că e un mecanism din ăsta cu traseu, cu rulmenți, cu excentric și arată drăguț așa, m-a jucat cu el toată ziua. Să nu zic prostii, dar eu nu văd nicio ventilație pe aici, deci n-am zis prostii. Iar la șofer, până la șofer, de fapt, astea sunt farurile adaptive, care evident nu se vor vedea când te uitai, când te uiți la ele, ci se vor vedea în mod special în momentul în care mergi noaptea. Acolo se va vedea cu adevărat calitatea lor. Full LED sunt practic niște proiectoare cu milioane de pixeli. Iar o noutate este de asemenea cheia, care e foarte grea, se simte plăcut în mână și pare să aibă multe componente metalice. Mie îmi place cum arată față de cheia anterioară, că este foarte plată și per total e drăguț că se mai dă atenție și la aceste detalii. În partea aceasta avem scaunul șofer cu același tip de reglaje cu memorii. Ce apare în plus este reglajul pentru oglinzi și cel de geamuri și un buton în plus aici pentru deschiderea portbagajului. Are și un extintor care apropo are un preț de 115 euro, dar este măcar integrat în zona de scaun, așa cum e cel mai bine să fie, nu sub bagaj atunci când ai nevoie de el să trebuiască să dai totul la o parte pe acolo. Praguri iluminate, funcție de easy entry, inclusiv volanul este cu reglaj electric și are încălzire în buton aici, sub formă de buton. Și reglajul se face sus, jos și înainte, înapoi și este conectat evident la aceste memorii. Iar zona de MBUX a fost simplificată din punctul meu de vedere. La o pornire motor nici n-auzi acel tăgădâm clasic. Pornește pur și simplu direct, pentru că ăla este demarorul care este plasat pe zona de curea. Servodirecție cu pas variabil cu asistare electrică. Mașina are inclusiv posibilitatea de a fi configurată cu direcție viratoare pe puntea spate, însă nu are un spectru atât de larg precum la S-Class, care se duce între 10 și 16 grade parcă. Aici se limitează la vreo 2,5 grade, scurtează puțin cercul de virare la viteză mică și simulează un ampatament mai lung la viteză mare. Volanul este complet nou, are comenzile optimizate față de generația anterioară. Au adăugat astea de volum. Înainte puteai să selectezi volumul și melodiile doar dacă te mutai pe un ecran dedicat pentru infotainment. Îmi place cum e, doar că spițele sunt puțin cam groase și, de exemplu, dacă ai degete mai micuțe, nu o să ajungi foarte ușor la butoanele astea, adică trebuie să faci ceva de genul așa. Dacă însă stai cumva în zona asta de aici și te joci strict pe funcțiile astea de asistență, nu cred că este o problemă. Aici este maneta de ștergătoare cu semnalizare clasic Mercedes. Are însă o singură chestie, dacă pui semnalul așa, și dai drumul la ștergătoare prin faptul că rotești toată zona asta, deci e recomandat să apeși cumva de aici sau să nu rotești foarte tare de manetuța asta. Iar ăsta este schimbătorul clasic cu parcul la buton. Comenzile în zona stângă sunt pentru sistemul de cruise control distronic și limitatorul de viteză, iar în partea de sus pentru controlul ecranului de la șofer și a head-up display-ului, iar comenzile din partea dreaptă sunt pentru controlul vocal, care poate fi activat și cu o frază, cu un buton de favorite unde poți să spui diverse chestiuni din meniu, volumul, telefonul și controllerul pentru ecranul principal. Și îmi place foarte mult că au simplificat zona de infotainment, în ideea în care nu mai are toate reglajele alea pentru ceasurile laterale, că erau câte 11-12 tipuri, și acum, după cum putem vedea, la o apăsare de ecran, în primul rând, ai etajul ăsta principal care este pentru infotainmentul din fața ta, adică vrei hartă, bam, ai selectat, a apărut harta. Vrei alt tip de afișaj, ai clasic cu ceasurile astea, există pe urmă afișajul sport și există unul mai minimalist, atâta tot, nu mai sunt alte reglaje în acest sens.
Iar dacă te duci în partea asta, ai sistemele de asistență, care îți vor arăta, mă rog, depășirile și mașina din față. Iar aici ai un ecran special de off-road, care arată înclinația laterală și longitudinală, busolă, un mod util dacă ești pasionat de detalii respective și un ecran de service care arată ceva kilometraj, când trebuie înlocuite anumite treburi. Și dacă te duci în sus, ai reglajele pentru head-up display, care din nou poate să fie afișat cu minimal sport sau standard, ceasuri de off-road, unele de eco, setări de poziționare, luminozitate, înălțime și poți să-l oprești cu totul. Ca să-l vedeți pe de-a întregul, să spun așa, trebuie să pun un pic pe pauză să scot lentila polarizată. Cam așa arată. Cred că puteți vedea săgețile. Este interactiv și are o proiectare 3D pe zona de parbriz. Și poate fi reglat oricum suplimentar din zona de meniu, dar îmi place că nu mai ai atâta complexitate. Înainte erau prea multe butoane, trebuia să-ți afișeze consumul în 7000 de variante. Și dacă ne întoarcem la zona de bord, putem vedea probabil cea mai importantă parte a bordului, și anume, zic eu, computerul de bord, că asta te interesează când mergi. Dacă o dai pe clasic, ai în zona asta centrală diverse afișaje de consum, de la pornire motor, de la reset, un ceas eco și încă niște chestiuni din astea de asistență. Și dacă schimbi vederea pe ceasuri, de asemenea, ai pe zona asta centrală puțin afișate diferit datele. Astea nu mai apare sub forma asta de computer, dar ai ceasuri suplimentare pentru zona de turbo, de exemplu. Și ce mai are interesant, pe o tastă scurtătură, la o apăsare, poți să setezi orice meniu să-ți apară în zona asta. Eu am pus asta cu computerul de bord, cu consumul, și tasta de favorite, unde poți să pui diverse chestiuni care să te ajute la uzul mașinii. Iar ecranul central a primit și el o îmbunătățire. Putem spune că este totul la locul lui. Deși nu are butoane fizice pentru climă, mi se pare că sunt bine plasate, oricum ai un control vocal foarte bun, asistentul e nativ, înțelege, din păcate nu și română, dar funcționează în parametri foarte buni. Acesta este ecranul de home, eu am o rută setată, am pus la IKEA ca să-mi arate săgețile astea și la o apăsare acestei căsuțe, intri în zona asta de home și aici poți vedea exact ca la ediția precedentă, faptul că ai niște rubrici. De exemplu, dacă te duci pe navigare, vezi harta pe de-a întregul, pe care o poți seta să fie și cu vedere din satelit, din zona de setări, și în momentul în care conduci, îți va arăta jumătate de hartă cu camera din față, cu niște săgeți interactive pe unde să o iei. Este o augmentare virtuală a realității, care e foarte util atunci când mergi prin locuri pe care, să zicem, nu le cunoști. Pe urmă, ai conectivitate cu telefonul, are Android Auto și Apple CarPlay cu sistem wireless. Android Auto arată cam așa, este ecran complet practic, pentru că se păstrează comenzile astea de climă, dar nu se vede la fel de întreg precum navigația și clar integrarea pe Apple CarPlay ar trebui să fie mai bună așa cum este în general. Îmi place și cum arată navigația în fundal în partea asta și un meniu foarte interesant este acesta al scaunelor. De exemplu, dacă dai pe Seat Kinetics ăsta și dai play, toate comenzile scaunului, reglajul de spătare, reglajul lombar, șezutul, se mișcă ritmic la întâmplare și pe măsură ce conduci te relaxează, pentru că îți face automat partea asta de confort mai bună. Iar aceste reglaje pot fi făcute și pentru șofer și pentru pasager. Ai individual pentru spătar, pentru șezut, deci trebuie să stai foarte mult pe ele să vezi. Poți să încălzești automat și volanul, nu ai buton pentru treaba asta. Și ai de asemenea o funcție interesantă unde îți introduci înălțimea și scaunul se va regla automat împreună cu volanul și pe oglinzile, dar nu pot să zic că regăsesc acea poziționare foarte confortabilă în cazul meu. Deci probabil trebuie să bag alt regim de înălțime, pentru că eu în general la 1.90 prefer să stau cu spătarul mai aproape de scaun. De asemenea, iluminatul ambiental merge pe diverse variante. Ai variante monocrom, care pot fi reglate pe mai multe culori, dai o singură culoare solidă și chestia asta se poate vedea și în diagramă, sau multicolor, multicolor de fapt, unde
se face un gradient așa diferit și evident în zona de seară se poate vedea foarte frumos chestia asta. Iar în zona de setări ai de asemenea foarte multe chestiuni ample care țin de sistemele de asistență, de SP, traction control, păstrarea benzii de circulație, reglajul pentru camere, mă rog, astea trebuie intrate în fiecare pentru a se vedea exact ce fac. Tonalitatea sistemelor de asistență, când să bingăne, cât să bingăne și așa mai departe. Setări pentru anvelope, pentru lumini, faptul că sunt farurile astea digitale, au o grămadă de sisteme de asistență pe partea asta. Limbă, reglaje diverse, care nu cred că trebuie să le prezint foarte în detaliu aici. Inclusiv manualul mașinii este pe acest ecran și aici poți să afli, de exemplu, cum poți să dai cu spatele cu remorca, cu acele metode automatizate de control și multe alte chestiuni care oricum trebuie citite. Un meniu suplimentar este cel pentru consumuri, de exemplu, îți arată un consum sub formă de grafic, îți arată informații despre vehicul, uite, dacă apeși pedala de accelerație crește procentul, și niște setări de putere pentru motor, adică câți Nm sunt folosiți și cât parte de putere, kW, presiuni, temperaturi pe la antigel, ulei, toate cele pe acolo. Și ce ar mai fi interesant este zona de climatizare, care e la o apăsare de buton, ai reglajele individuale pe partea asta, dar dacă intri mai în detaliu, vei vedea faptul că poți să faci multe reglaje pe partea de scaun și în zona de față și în zona de spate și de asemenea la oprirea motorului ai căldură reziduală, adică din zona compartimentului motor este folosită acea căldură pentru a fi băgată în zona de cabină, climă staționară să o numim. Iar la apăsarea acestei mașinuțe ai un meniu de scurtătură. Aici poți, de exemplu, să pui niște favorite unde poți să, uite, ăsta zona de energizing, în care el îți setează climatizarea ca să te trezească, de exemplu, dacă te simți adormit. Ai niște zone de notificare și în partea asta niște scurtături pentru setare, cum ar fi modul manual pentru schimbător, pornirea și oprirea head-up display-ului și ce mai este interesant în zona asta de jos, acest senzor, parcarea cu camere care arată foarte bine, adică la modul că poți să rotești mașina în toate părțile și arată fix ca un film, suplimentar oricum poți să miști unghiul camerelor, zona de față, spate și dacă, de exemplu, te duci pe partea de parcare, vei vedea automat linia asta care arată că e cuiul scos și se păstrează o zonă de distanță și aici va apărea automat și remorca recunoscută și se poate vedea cât de bine își schimbă unghiul față spate, arată foarte foarte bine și cu linia asta roșie îți dai seama când te apropii de respectivii pereți. Aici poți să găsești și locuri de parcare automatizat și îmi place că e rezoluția foarte, foarte bună aici, de exemplu. Și ea găsește stânga-dreapta, aș face tot ce trebuie, calcule automate, tu nu trebuie să faci nimic, doar să zici unde să meargă. Și ultimul lucru care ar fi de arătat este partea de moduri de condus. Ai două moduri specifice pentru off-road, unul care este mai ușor pentru țărână, pământ și așa mai departe și unul pentru ceva pietriș, de exemplu, unde îți și limitează viteza, oprește SP-ul și în rest sunt modurile eco, confort, sport și unul individual, care poate fi reglat în funcție de variantă. Dacă mașina are și suspensii adaptive, în sensul de control pe amortizare, de asemenea le poți regla și în cazul de față direcția, răspunsul motor și SP-ul. Cam atât se poate face pe partea asta de meniu. Hey Mercedes, how can I help? Turn on seat heating. Seat heating is turned on. Și cam ăsta ar fi în linii mari meniu, mi se pare că e foarte ușor de acționat, se mișcă fluid, are o grafică plăcută, full HD, poate chiar și mai bine, dar nu e atât de complex. Înainte mă cam pierdeam în detalii, îmi place că inclusiv toate aceste iconițe au niște detalii suplimentare unde poți să intri ca să fie ca o scurtătură, de exemplu. Și grafica este una foarte, foarte bună, adică dacă te-a pus să miști mașina,
se vede clar cât de bine făcută este și ce mai îmi place de asemenea e că în modul de off-road are o lumină puternică în partea din față care iluminează lateral și dacă, de exemplu, dai pe plecare spre înainte și intri în zona de navigație, pentru că are o adresă setată, începe și funcționează acea realitate virtuală augmentată care face mașina foarte ușor de folosit. Cam așa arată și putem vedea cum ne indică pe unde să o luăm. Și chestia asta se suprapune cu ceea ce vezi în head-up display și pe partea de drum. Hai să facem și un test de consum mai amplu ca să vedem ce știe să facă un diesel modern din anul 2022 cu toate sistemele de antipoluare scumpe care e clar că în viitor o să fie destul de sensibile. Sunt curios cât timp o să mai vedem dieseluri pe mașinile acestea noi. Iată-ne într-o nouă zi, pentru că filmarea a fost ieri, ceea ce ați văzut până acum, dar din motive de timp și vreme nu am reușit să continui. Așa că am apucat să-i fac un test drive extins și să mă bucur de toate funcțiile astea pe care mașina le oferă. Cred că plăcerea unui Mercedes stă în aceste detalii pe care le descoperi în timp și nu neapărat în fișa tehnică, care pe mine unul mă pasionează, dar sunt convins că foarte mulți utilizatori nu cred că stau să desfacă capote, să se uite la tot felul de sisteme, însă trebuie explicate și acelea, pentru că motorul care se află sub această capotă nu mai are nicio legătură cu ceea ce era înainte. Și per total, mașina este o surpriză plăcută, pentru că se simte progresul față de ce a fost înainte. E o integrare foarte bună om-mașină, dacă am putea să spunem așa, în ideea în care se folosește plăcut, despre asta este vorba până la urmă, așa că hai să-i dăm drumul. Sistemul de camere de marș arier și camere 360 de fapt este excelent, are o rezoluție foarte bună atât ziua cât și seara și are niște funcții extinse cum ar fi aceea de a-ți supraveghea semaforul, pentru că tu dacă stai aproape de un semafor în linie cu el, chiar și cu trapă uneori nu vezi, pentru că ai montantul ăsta și atunci camera asta îți focusează pe zona de lumină semafor, doar că există o mică problemă acolo. Dacă dai iluminatul ambiental pe culori stridente, cum ar fi movul de exemplu, vei observa o reflexie în respectiva filmare, pentru că camera filmează prin parbriz și dacă dai astea în jos așa, nu o să mai ai respectiva reflexie. Nu deranjează atât de mult pentru că până la urmă acea cameră apare temporar, adică într-un drum în oraș de condus o oră, să spunem, noaptea nu o să stai 30 de minute la semafoare, o să stai câteva minute, dar nu știam de la ce e. Prima dată am crezut că s-a pătat pur și simplu camera sau ceva. Și coloritul mașinii este unul foarte reușit, partea asta de ambianță. Este de ambianță, dar este foarte bună și îți dă o stare plăcută la condus. Ai și funcții suplimentare de masaj, de exemplu. Uite, aici mai are o treabă interesantă. Am setat pe navigație, prin GPS, ca această cameră să se activeze aici, unde sunt niște șine de tren. Și navigația ține minte și îmi pornește camera. Singura condiție este că trebuie să conduci cu o viteză mică. Nu poți să vii cu 80 la oră pe acolo, că evident nu va porni respectiva cameră. Iar per total, sistemul de asistență la parcare, de dat cu spatele, cu remorcă, toată zona asta de senzori e foarte bine calibrată, poate prea bine calibrată în ideea în care în trafic aglomerat nu toată lumea își ține banda. În România șoselele sunt înguste, așa că uneori piul e cam des, dar el îți dă niște alerte. Vezi că așa, pac, iese un pop-up, poți să-l dezactivezi, poți să oprești senzorii de parcare, poți să oprești camerele, poți să oprești notificările navigației, adică totul funcționează pe ideea de discret. Ele sunt acolo, dar nu ți le aruncă în față într-una, doar așa, fitile. Dacă vrei mai departe să intri în sistemele alea, ai niște ferestre în plus pe care le poți observa. Și ce mai este interesant e un grafic foarte haios pentru zona de consumuri, acest info, unde de exemplu ți arată puterea motorului, consumul și unghiurile de apăsare pentru pedala de accelerație, procentele de frânare. Uite, dacă dai la vehicul de exemplu, am acum accelerația apăsată 28%.
dacă frânez tot așa în procente, cât de mult apăs pedala. Și graficul de motor este unul foarte haios, pentru că, de exemplu, dacă apeși ritmic pedala de accelerație, apar niște desene interesante care uneori s-ar putea să-ți distragă atenția de la drum. Dar evident, ce e foarte evident la ecranul ăsta este cât de puțin din puterea motorului este folosită la un mers normal. De exemplu, la 150 de km pe oră, 140 de km pe oră viteze de astea de autostradă, o să folosești undeva la 31 pic de kW. Acum, pentru mersul pe care l-am la 100 de km pe oră, ia să o duc un pic mai sus, mașina folosește ceva de genul 25 de cai, sunt 15 kW și 100 de Nm. Din cei 147 de kW și 440 de Nm cât are motorul ăsta maximal. Și așa poți uneori să-ți optimizezi consumul. Dar cu adevărat ce este interesant este partea de navigație. Pentru că acum, de exemplu, în momentul în care mă voi apropia de intersecția asta, ecranul va avea o secțiune video care ți arată pe unde să o iei. Este practic un ajutor inteligent pentru partea asta de navi. Observați aici și vezi și pe head-up display niște indicații suplimentare și pur și simplu un sistem antiprost, pentru că dacă tu nu știi că se intră pe aici pe banda asta, n-ai mai fost pe acolo, ești grăbit, sistemul ți arată foarte bine. Iar la rondul ăsta, pe unde o iau, nu-mi dau seama, e plat, totul nu vezi. În schimb, acest sistem te ajută foarte bine, l-am văzut și pe BMW într-o formă diferită. Și ambele sisteme, și cel de pe Mercedes și cel de pe BMW, sunt dezvoltate atât hardware cât și software în România. Ceea ce este de admirat, adică se vede progresul acestor sisteme și ar trebui să fie standard pentru industria premium. Din păcate, nu toți producătorii s-au aliniat la așa ceva, japonezii încă nu. Și știu sigur că ar putea și ei să facă așa ceva sau să subcontracteze de la acești producători. Deci, pe total, așa cum mașina este gândită, are o ambianță foarte interesantă. Încă o funcție super utilă la drum, pe care o voi activa chiar acum, este această funcție de confort. În momentul în care intri în zona asta de scaune, poți activa o funcție de masaj, care atât plusează pe partea de masaj, dar mișcă și spătarele scaunului. Cineva a oprit-o mai optim aici. Și practic această funcție, timp de 15, 32, 64, 90 de minute, are niște intervale setate, îți mișcă ritmic șezutul, spătarul, brațele scaunului și e ca și cum ai face tu niște mici exerciții și te-ai dezmorți. Și chestia asta mi se pare foarte utilă la drum lung, pentru că lucrezi cu corpul, parcă conduci o motocicletă, asta este senzația. De asemenea, încălzirea în volan, am făcut o mică greșeală, există buton aici, numai că poți să-l activezi să fie sincronizat cu încălzirea în scaune. Cam asta ar fi felul cum se percepe efectiv mașina asta ca plăcere. Din nou, navigația apare discret, observați aici, poate nu vreau navi, dar totuși uneori s-ar putea să vreau să mă uit unde merg, dar nu mai vreau să intru în meniuri și așa mai departe, așa că am zona asta discretă, unde îmi arată principial cam pe unde să o iau. Prefer să țin navigația propriu-zis și să continui așa discuția. Mașina pe parte de consumuri stă excelent, pentru că este un diesel modern care e foarte eficient prin funcționare pentru un diesel. Dar nu e atât de eficient în comparație cu alte tipuri de motorizări, cum ar fi majoritatea benzinarelor noi sau mai ales a hibridelor. Problema la aceste motoare va fi partea de sisteme de filtrare. Adică după 10 ani, rezervorul de AdBlue, injectoarele de AdBlue, DPF-urile, EGR-urile, că sunt două, curăcitoare, supape, actuatoare, turbinele cu geometrie variabilă, răcite și cu antigel și cu ulei, toate astea vor ceda. Pentru că ajunge și motorul ăsta la o limită de funcționare. Că va fi 200.000 de kilometri, 500.000 de kilometri sau 1.000.000, la un moment dat vor pica și atunci vor costa foarte mult. Adică cine ia mașinile astea la second hand o să aibă de investit în ele. E, interesant este însă cifra de consum. În oraș, la un mers liniștit, în ton cu traficul, pe eco, cu sistemul start-stop activat, eu am reușit să scot un consum de 8,1 în oraș aglomerat. Am refăcut același test în același tip de trafic cu start-stop-ul oprit pe confort și consumul a fost aproximativ 10,2. Deci acest start-stop chiar salvează partea asta de consum. Pe drum național, la un mers, cineva a pierdut o capotă de tractor, la un mers de drum național liniștit cu start-stop-ul activat, pentru că, de exemplu, și acum dacă eu intru pe modul eco
și ridic piciorul de pe accelerație, motorul termic se oprește complet, indiferent că mergi cu 10, 20, 50, 150 de km pe oră. Și ea face un sailing acum, un coasting, și chestia asta este posibil datorită sistemului mild hybrid. E, activând acel consum redus, să spun așa, o să vezi niște cifre de 4,2-4,4% la un mers normal. Dacă însă profiți de funcția asta de coasting extins și păstrezi limita de viteză undeva ca medie în jur de 75 de km pe oră, atât cât vei dea pe un drum național, eu am reușit să scot 3,8. Dar nu e o cifră neapărat permanentă, pentru că evident când vei sta în cost și vei accelera progresiv, o să vezi totuși niște creșteri. Dar cert e că pe drum național, în cam toate condițiile de drum, nu prea o să depășești 5%, având în vedere vitezele medii slabe de la noi. Dacă te dai la mașină, 6, 5, 7 probabil, dar asta înseamnă chiar să o accelerezi puternic. Iar acum pe autostradă, la 140 de km pe oră mers constant pe pilot automat, ai între 6, 8 și 7,1 în funcție de ritmul de drum. Mie mi-arată acum 7,4 pentru că acest consum include și plecările de pe partea de pornire, de acolo din parcare. Iar dacă mergi românește cu ea, cu dat toată lumea la o parte de pe bandă, cum se poartă la unele branduri premium, vei vedea niște consumuri cam de 9,6-10,2. Dar e clar că un om de rând nu va face treaba asta. Eu acum am 140. Mă depășește un Volvo care probabil are 160-170. Așa se merge pe autostradă. Nu-i nimic de criticat, până la urmă important e să păstrezi distanța, să nu forțezi limita, să nu pui pe alții în dificultate. Dar realitatea este că așa se merge. Ori consumurile așa ar trebui exprimate, nu consumuri de carte cu un tir în față ca să nu ai vânt și chestii din astea de laborator. Deci, per total, la un drum până la munte și înapoi, cu mașina asta o să ai probabil un consum de 6,5%. Dacă te duci străinătate și faci multă autostradă, cu ea încărcată și viteze mari, plecând de la 7% până pe la probabil vreo 9%. Mi se pare o cifră excelentă. Iar dinamica este bună, timpul dat de producător pentru 100 e undeva la 7,8%. Iar la benzină e 7,5, cam așa. Cutia de viteze mi se pare că funcționează foarte bine și putem să o testăm chiar acum, că nu suntem melteni. Lăsăm acest camion să se bage. Asta înseamnă să conduci preventiv, nu să-l forțezi pe ăla din față. Problema e că de multe ori făcând chestia asta îți vei jegări mașina. Las șofie asta să mă depășească, acum merg cam cu 80 și un pic de kilometri pe oră și la o apăsare puternică de pedală, cutia retrogradează. Motorul trage suficient pentru genul ăsta de mașină, dar aș prefera, de fel, dacă ar fi să-mi cumpăr mașina asta, motorizarea de 265 de cai dacă aș vrea pe diesel sau cea de 258 pe benzină. E păcat, e o caroserie greuță totuși, are o tonă 800 și important e să ai o rezervă de putere, dar strict pentru cruising nu vei avea nevoie de mai mult, părerea mea. Și motorul are o culoare diferită, în ideea în care unele sunt cu două turbine, altele cu una, se simte probabil cuplu diferit în acest sens, dar per total e oricum mai mult decât ai nevoie. Și Mercedes mi se pare că este genul acela de mașină care e făcută pentru confort, pentru sisteme și nu neapărat pentru timp 0-100 și demaraje, dar oferă și genul ăla de motoare, însă, sincer, regretul meu este că modelul ăsta nu mai are acele motoare frumoase M276 de 3 litri benzină care produceau în jurul la 333 până la 367 de cai. Erau poate cea mai interesantă alegere premium pentru această mașină, pentru că e un motor ușor, 3000 diesel era prea greu, deși s-a oferit o perioadă, și 2000 diesel cu două turbine 265 de cai mi se pare un motor destul de bine reglat pentru genul ăsta de mașină. După toată povestea asta, testul de consum 6,9%, adică se confirmă cifrele. Câteva mici critici pentru mașină, că trebuie să fie și alea. Autoholdul, de exemplu, trebuie să apeși, frate, pe pedală tare. Adică dacă ai bătături la talpă și te doare, s-ar putea să nu reușești. Nu are o funcție atât de ușor de activat. Da, el merge fără niciun fel de problemă. Adică important este că are această funcție și partea de pilot automat adaptiv funcționează bine, nu ține însă banda perfect, adică nu poți să iei complet mâna de pe volan, ceea ce mi se pare impecabil, adică nu ar trebui să fie totuși complet autonome și să mai ai și tu ceva de făcut acolo, dar în oraș funcționează foarte bine, frânează progresiv, ține distanța, nu e niciun fel de problemă. Pe urmă, Piano Black nu aș alege, din simplu motiv că se zgârie și problema e că toată consola asta stă pe niște monturi de plastic.
la o apăsare mai accentuată are niște chițăituri. Problema este că nu, oricum nu o să atingi, că nu face nimeni dacă mângâi consola așa, trebuie să mergi la psihiatru, asta am mai zis-o în filmări. Numai că uneori dacă mergi, de exemplu, fără muzică, pe drumuri cu gropi, o să auzi cum lucrează toată zona asta de consolă sau dacă îți proptești genunchiul. Se putea un pic mai bine aici, chestia asta e ușor de realizat, cu niște tampoane de cauciuc între elementele de plastic. Deci o chestie de construcție aici și nu de calitatea materialului, pentru că avem lemn real, ai piele ecologică sau piele reală și mașina stă foarte bine pe finisaje din punctul meu de vedere la ordinul tactil, adică totul e capitonat, ai zone de piele moale, volanul se simte bine, nu te simți constrâns în zona asta genunchilor, dar ar fi treaba asta cu chițeaia la console și ar fi fost interesant, măcar opțional, să ai plastice moi în zona de genunchi, pentru că unii au picioarele mai scurte și o să cam rezeme des genunchiul de zona asta. Ce mai îmi place, de exemplu, ușile au o anumită curbură care face practic imposibilă udarea pe interior a ușii când plouă și ai deschis. Mi-a fost foarte ușor să montez camerele, nu le-a plouat deloc. Iar altă chestie interesantă, oblonul de închidere are soft close de la trap, adică când ajunge în stație, cum ar veni, încetinește un pic și seamănă cu sistemul de la Lexus treaba asta. Și mai sunt niște mici detalii, cum ar fi semnătura Mercedes scrisă pe parbriz, anumite animații pe care navigația asta le are și ți le dă progresiv, adică la modul poți să setezi sistemul să te surprindă și ocazional de sărbători își modifică tematica. Iluminatul ambiental e legat de climatizare, care și ia pe 4 zone și are foarte multe reglaje, adică de exemplu dacă te duci pe partea de rând din spate ai 4 zone individuale de temperatură, viteze pe care le poți regla și când miști zona de temperatură la șofer, de exemplu, se colorează în roșu pentru cald și în cumva mai albăstrui pentru rece, strict în jumătatea pe care o reglezi. Și arată foarte frumos chestiunea asta. Dar vor fi și mici alte nuanțe pe care clienții de premium n-o să le guste în raport cu configuratorul, adică unii poate n-o să gustați că are piele artificială. Nici o problemă, poți să cumperi și piele naturală, numai că diferența de cost este de vreo 3 ori diferență. Artico este 600 de euro, o piele Napa e vreo 2000 de euro, deci producătorul ți oferă chestiile astea. Ecranele sunt bine făcute, nu chițe, sunt prinse bine de zona asta de aici de bord. Vizibilitatea este foarte bună, pe la volan funcțiile astea pe aici câteodată sunt mai greu de activa, dar per total eu mă declar mulțumit de mașină și de preț nu comentăm, pentru că clasa premium înseamnă un preț mare. Asta este, adică nu poți să ai această mașină la 25.000 de euro. Nu e logic. Da, este 70.000 la banii ăștia, o să ai pentru raport dotări calitate preț, poți să găsești chestii mai interesante. Da, poate unii caută prestigiul brandului, designul, știți, să recunoaștem că și interior exterior este o mașină frumoasă care a evoluat interesant. E vreunul dintre voi care zice că e boschet mașina asta și extrem de urâtă? Eu n-aș spune treaba asta, deși nu sunt fanul suprem al mașinilor nemțești, dar n-are cum să nu îți placă detalierea pe care o are. Inclusiv mecanismul ăsta de închidere al consolei, care are un mic buton care nu face nimic, dar pur și simplu prin faptul că l-apeși și simți un arc tare și toată zona asta e rece metalică, îți dă senzația de premium. Dar pe propriu zis, placa asta se poate deschide fără acest buton și închide. Da, el totuși este acolo. La fel și în zona asta, simți un click așa consistent când se deschide toată cotiera asta și astea sunt micile detalii care plac. Și altă treabă, iarăși foarte interesantă, reglajul de scaune este progresiv. Dacă atingi un pic, se mișcă încet. Dacă atingi mai tare, se mișcă mai tare. Și asta e valabil pentru oricare din tipurile astea de comenzi, plus faptul că ai funcție de easy entry atât pe volan cât și pe scaun, deci confortul este la el acasă. Ca să rezum toată mașina asta, este un mini S-Class. Au vrut să implementeze în ea cât mai multă tehnică pe care și S-Class-ul are. Confortul, consolele, ecranele, sistemele de asistență, farurile astea digital light, scaunele cu reglaj în zona asta pe ușă cu multe direcții, direcție pe punte spate și multe alte chestiuni cum ar fi clima pe 4 zone, funcții de masaj, iluminări ambientale și cred eu că au reușit. Este un mini S-Class, deci și prețul este un pic mai mini decât la S-Class și păstrează linia asta interesantă de design. Dragilor, ăsta a fost review, sper că v-a plăcut și că ați putut să asimilați informații dorite, fie de tehnică, fie de istorie model,
fie de prețuri, dotări și chestiuni simple, nu știu cum arată butonul ăsta, cum se închide, chestii de genul ăsta, vă invit să continuăm în zona de comentarii și acum mă duc să duc mașina înapoi celor de la Mercedes, mulțumesc că mi-au oferit-o și sper să mai îmi dea și alte modele ca să pot să le povestesc în același stil. Auf Wiedersehen! O mică completare am mai vrut să fac ca să nu scriu prea mult după aia în zona de comentarii. Am uitat total să detaliez partea de suspensii. Mi se pare că au o geometrie foarte bună. Cuplat și cu faptul că poți opta pentru direcție pasivă, activă, de fapt, pe puntea spate cu casetă de direcție, care ajută la manevre la viteză mică și la stabilitate la viteză mare. Și amortizarea este una bunicică, se simte însă că e o mașină destul de grea și are un anumit ecou în suspensie atunci când mergi pe drumuri mai proaste cum sunt acestea. Doar că opțional poți avea suspensie cu control electronic, care înseamnă că evident mașina poate să își adapteze infinit variabil funcționarea amortizoarelor între niște repere minime și maxime și asta clar sporește și confortul și stabilitatea și performanța suspensiei, iar prin faptul că este o mașină cu un sistem de tracțiune integrală cu diferențial central, se poate vedea foarte clar că trage dinamic, repartizează cuplul bine, sunt niște chestiuni care trebuie menționate pentru că nu are o tracțiune de tip Haldex și acel diferențial fiind controlat, poate să repartizeze activ cuplul între punți, unde trimite evident la niște diferențiale deschise care mai departe au și ele un control electronic prin uzul frânelor de către sistemul ESP. Așa că, per total, e un progres. Înainte C-clasul era o mașină rigidă, prin faptul că avea și o geometrie mai simplă a suspensiei la generația W204, iar acum a fost rafinată chestia asta și se simte în funcționare. Acum, de exemplu, merg pedale și mașina merge cât se poate de confortabil, nu se transmit în cabină aceste șocuri, pentru că suspensia e deconectată. Sunt niște cadre, bucșe care sunt cumva izolate, izolează suspensia de restul habitaculului. Și antifonarea este una bună, acum plouă torențial afară, auzi stropi mai mult din zona de parbriz decât de pe partea de tablă sau de trapă, de exemplu. Asta a fost completarea. See you later!